Aaaa, ce pișcă! Hai că începe slujba! Tocmai ne-am pierdut! Nomazilor, Merida, ce dracu ați făcut traseul? Morții! Haos! Hai să vă dau răbdare să o pună pe aia, că n-are o să încerce! Hai răbdare, da! Băi, mulțumesc tare! Mă bucur foarte mult că suntem împreună din nou aici în Zaschiz pentru ediția cu numărul 9 de Transilvania Pantai's Race! Grijă unde pui piciorul acum? Atenție, 7 minute până la start! Atenție! Dăm startul Transilvania Bike Trails Race în 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Start Transilvania Bike Trails Race! Ediția noua! Iată sportivii Elit Dracu din față! Cei care contează în Cupa României la Cross Country Marathon. Imediat îi vom vedea cum trec de linia de start și cei de la Tura Medie. Nu vreți cu numele de vers? Din păcate, la această cursă am vorbit foarte puțin. Mai mult am purtat un monolog în capul meu, încercând să trec peste suferința durerii de spate. Probabil m-ați tot auzit cum mă vai de spate majoritatea videourilor de pe canal, dar nu cred că am explicat care este de fapt problema. Pe scurt, sună cam așa. Dureri de spate am de prin anul 2011, dar complicații au apărut de prin 2013 sau 2014, când deja mi era foarte greu să mă dau pe bicicletă. Sufeream la fel de mult sau poate chiar mai mult decât acum la concursuri, pentru că în acea perioadă prestam muncă fizică la locul de muncă, adică ridicam obiecte destul de grele. În 2015 am făcut un remene, iar acolo a ieșit cam hernie de disc L5-S1 și discopatie L4-S2. De atunci și până în 2020 am avut doar undeva la o medie de 3.000-3.500 km pe an. A trebuit să o las mai încet și să mă menajez. Din 2021 am început iar să acumulez kilometri, reușind să trec de 5.000 de kilometri. În 2022 am ajuns la 8.000 de kilometri și tot în acest an am decis să încerc kinetoterapia. Lucru care m-a ajutat foarte mult și care încă mă ajută, pentru că nu intenționam să o las. S-a descoperit că hernia ar fi ultima problemă la mine, în schimb problema ar veni de la musculatura spatului. Ca să înțelegeți la ce mă refer, treaba stă cam așa. La fiecare tură mai grea pe bicicletă sau concurs, mușchii spatului se încordează atât de rău încât durerea încoboară pe picioare, iar acest lucru duce la înjumătățirea puterii dezvoltate. Cum știu asta? Păi dețin un power meter pe bicicletă. Lucru care mă ajută, dar mă și distruge psihic când văd că puterea scade considerabil odată ce apare durerea. Se pare că anul acesta vrea a fi cel mai dureros an pentru spatele meu. După 5500 km acumulați de la începutul anului și până la momentul postării acestui video, am decis să mai încerc ceva, și anume bike fitting-ul. Știu, cei mai mulți sunt reticenți când aud de așa ceva. Mereu m-am gândit la opțiunea asta, dar la noi în țară sunt foarte puțini oameni care oferă acest serviciu. Iar părerile sunt foarte împărțite și o mare parte par a fi dezamăgiți de rezultate. Sper că până la concursul din 3 septembrie, media și maraton, să ajung la bike fitting, pentru că intenționez să merg la cel mai lung traseu, cel de 100 km cu aproximativ 2700 m de diferență de nivel. Mă simt pregătit de o astfel de distanță. Dar dacă voi continua să sufăr cu spate la fel de mult ca la cursa din acest video, atunci clar nu va merge nici pedala. Dacă nu vor exista schimbări la bike fitting în legătură cu suferința mea, măcar pot scoate din ecuație o posibilă rezolvare și voi căuta alte soluții. Unde voi merge la bike fitting și cum va decurge toată treaba, vă voi anunța după prima cursă cu noile ajustări aduse bicicletei. Evident, sperând să nu fie dezamăgitoare. Hai, lăcrimează ochii într-un hal de nu văd absolut nimic. Mă iau după cel din față, efectiv.
dragul, în urmă pe aici, că nu văd. Ce are să faci loc? Jesus Christ, că nu văd. Efectiv, merg blind. Wow. S-a băgat piciu. Bravo lui. Mă distruge chestia asta cu bar lumină, bar întuneric. Între copaci. Razele de lumină. Hai că vreau să trec pe stânga. Mersi, Ana. Bă, da, Jesus, nu stau mintea în loc. A, era bă? Am mai mult aer în rost decât de obicei. Am 1.3 și mi se pare beton. Să alunecă de numai. Normal merg cu 1.1 maxim. Hai, bagă-te! Dă-i! Cobor mai bine, du-te! Și coboară puștanul! E mai mare bicicleta ca el. Mă doare atât de tare spatele că îmi pierd concentrarea. Grav. Și aici, o, cum ai zis, ia. Am dupe varianta scurtă, bine. Nu se taie traseul, de-aia au făcut așa. O să-l tai drept. Mecheri. Bărmurile. Criptonita mea. Și în stânga. Aia. Stai, uai, ce mă plesnesc astea.
curățat de mărăcini, numai așa, că se treacă roata. În rest, te pleznești pe picioare de numai. Ah, ce pișcă! Fac! Păi, ești nebun! Ah. Opa! Opa, am avut loc. Mă așteptam. Hai că începe slujba. Da? Mai bagă pe codețe. Apă. Hai. M-am trecut pe roșu. Gata, am trecut și pe la biserică. Ba, shit. Nu, du-te, mi-a intrat ceva la roată, du-te. Du-te, mi-a intrat ceva la roată. Ok. Ce pana a fost aia? Da, hop. Ah, ce rău e să nu știi traseul. Și aici, mă, sigur pe aici traseul. What the fuck? Wow. Nu înțeleg. Mai fost intersecții. E bun traseu sau nu e bun, că nu mai sunt marcaje. A, bă, da, uite. Tocmai ne-am pierdut. Intrăm pe potecă. Aici. A, uite, da. Nu ne-am băgat în pădure la timp. N-am văzut, efectiv. Cu 36 pe iarbă. Frumos! Nu mai lăsa.
Băi, frate, ce e aici? M-a oprit să-mi umplu al doilea bidon cu apă, că primul l-am băut pe tot. Și astea au fost doar un punct de hidratare. Punctul de alimentare urmează în 6 km, zic că, în Viscri. Bun. 1,44, 32 de km. Medie vreo 20, cred. Sper la un 21 media. Nu știu că o să mai ia mai încolo. Încarc oprirea asta scurtă. Am mai lăsat spatele. Că mă înțepa într-un hal de efectiv mergem pe de-aia. Suferință groaznică. Păi ce mă fură virajul ăsta. Mai erau frâne. Mai mult s-o altă rog. Am ieșit la lumină. Unde? What the fuck, pe unde? Băi, pe unde iau? Nomazilor, Merida, dar ce dracu ați făcut traseul? Unde p***a mea trebuie să mă duc? M-am pierdut. Oh my god! Nu, stai că văd bulină acolo. Da. Morții măsii. Hop, hop! Grijă! Ah, l-a pus spatele. Băi, că m-au și depășit. M-au prins alții în urmă. Ba da, m-am pierdut, am luat-o în câmp.
această cretorcare de com se premiază segmentul ăsta pe care își pare a fi urâtă rău. Cred că peste 15%. Bine că nu ne băgați prin mărăcini astea. Uite, frate. Dacă avea drumul ăla, nu ține. Bă, dar care-i treaba? Fuck. Aici, pe aici. Bă, dar mi se pare de am marcaj, jur. Ok, nimic, mersi. Da. E la cruce. S-a uitat calul la mine lung. Why such a long face? Da. Dani, du-te unde stai. La vale? La vale. Thank you.
Hai de p***a mea. Am viadut. Bă, lasă-o, dracu, că nu mai pot în spate. De la kilometru 15 sufăr. M-am pierdut de două ori. Prin pădure, pe acolo, am ieșit din pădure, la un moment dat și era în genunchi, de dracu sunt. Da, era o zonă fără marcată, după la multe zone. A fost mai multe zone de-am p***a. M-a pierdut pe acolo, de vreo. Oh, băi. Mă prins să o las la 100 de vați, că nu mai puteam. Kilometru 60, încă 18. Și eu sufăr grav. Că nu vreau să mă lasă spatele. Și asta e poteca pe care am mers încolo. Acum ne întoarcem pe ea. Da. Eu mai am ceva, mai am izotonic. Da, sincer, vreau apă, că nu mai suport gustul ăla. Da. Asta trec. Da, da. Stânga. Da, da, da. S-a agățat. Futuțe. Mă așteptam. M-am julit de șapte fundul. Demânarea mea a scăzut la niște niveluri deplorabile. De la oboseală. Mai sunt 10 km. Aș vrea să spun că acum ar fi timpul să dau drumul la motoare, dar nu. Nu mai am nimic. Îți varză. Sunt pe pilot automat, efectiv. Imediat am 4 ore. Planul meu să fac sub 4 ore, s-a dus. A picat. Pod. Pep, pep! Ha! Când ai loc? Da, da! M-am pierdut! Da, m-am tot pierdut! Apa. Este frumos? Se încrampă. Se încrampă. Nu mai pot să trag. S-a îngrijit să nu fac crampă. Că simt. Piciorul stâng.
gata și ultima urcare, din ce am înțeles. A fost cea mai groaznică. Super abruptă. Uai, 3 km până la finish. Wow. Zguduială. Opa. Bine. Dă-mi daună la bicicletă. Vreau să trec pe de-a, da. Ua, ce urâtii! Nu-i nimic, stai ieșit! E trișnă ce face. Cumpăr dropper. Mă rovește șaua. Ce mișcare. Bă, ce cobor de bărăt ăsta, nu vezi, cred. Și Paul Vlăjan, tot de pe traseul lung, felicitări domnilor!